Prințesa Soarelui. De data asta nu mă vei întrece, Bastat. Eu voi ajunge prima. Nu știam că azi e zi de piață, căci aș fi pornit pe alt drum. Prinde-ți asta la piept. Uite așa. Îmi repugnă tradițiile tale. Ce se întâmplă acolo? Allez, circulez! La o parte, faceți drum tânărului prinț. Iar tânărul prinț nu are unde să grăbi. Ca să vezi. Se petrece. Pentru prima dată te iert, dar să nu mai ieși în cale că vei regreta amarnic că ești așa de impertinentă. Ai greșat. Ai găsit și tu când să te mai muțărești. Nu e vina mea, e din cauza smintitei celeia. Destul. Să mergem mai repede, vino. Al șaselea sat e cuprins de vâlvătaie, generale. Vom continua să stăm cu mâinile în sân? Slavă ție, Aton, astru sacru, zeu unic, dă-ne un semn. Poruncește și noi vom îndeplini voința ta. Am adunat poporul meu sub razele tale ca să beneficieze de fericire și bunăstare. Am construit acest oraș într-o slava ta, orașul soarelui. Stăpâne, generalul Horemjeb te roagă să-l primești în audiență. Trebuie să-ți vorbească despre o chestiune importantă. Hitiții au dat foc la mai multe sate. Faraonul nu poate să te primească în audiență, generale. Timp de 3 zile îl va ruga pe Aton să provoace o mare revărsare a apelor de primăvară ale Nilului.
Aton, iar așa Aton, de parcă revărsarea apelor ar depinde de el. Trebuie să convocăm neîntârziat Marele Consiliu. Numai faraonul poate lua această decizie. Negreșit, prințesa așteaptă să prindem rădăcini aici. Nu mai bombăni, fiica faraonului ne-a acordat o mare favoare. Păi da. E timpul să te însori, fiule, potrivit tradiției. Să mă însor cu o zgâtie de 14 ani? E foarte tânără, sunt de acord, dar în venele ei curge sângele faraonelor tot. Apoi circulă zvonul că e neasemui de frumoasă. Prințesa e gata să vă primească în audiență. Ai grijă, fii respectuos, să nu începi tu primul discuția. Zâmbește tot timpul, în niciun caz să nu încalci regulile de etichetă. Prințul moștenitor al ținuturilor Malgata, descendentul generației a 12 al neamului Ameciun, prințul Tutankhamon Belkari Ameciur Gurmakbek. Akesa, fiica faraonului, moștenitoarea tronului Egiptului. E zanatica aia de la piață. Cer scuze? Regulile de etichetă. Prințesă, în virtutea dreptului prințului moștenitor al Malgata și la sugestia repetată a doicei mele, am venit să cer mâna. Ia te uite ce tip semeț. Crezi că o să mă mărit cu tine? Cu așa un mucos? Așa, deci, în acest caz, mucosul poate să se retragă și să facă tot ce-i trăznește prin cap. Iar tu mai bine ai renunțat la apucăturile tale de ochiate, căci tatăl tău ar putea afla că umble prin oraș deghizat într-o fată de rând. În primul rând, tatăl meu știe despre asta. Da, da, continuă să minți. Și în rândul al doilea? Ce se va întâmpla dacă tata va afla că ai amenințat să obiciuiești pe fiica preferată a faraonului? Păi eu... Prințese divină, iartă-l pentru această impertinență. Se întâmplă să vorbească pe negândite. Așa să fie. Prințe, cum te-o fi chemând? Ah, da, tot, deci tot, de data asta te iert. Aș fi putut da poruncă să fie aruncat crocodililor. Dar nu pot să mă supăr pe un copil fără minte care mai are încă nevoie de doică. Să spunem lucrurilor pe nume, vizita a fost un eșec. Chiar e mai bine așa, îmi sunt mai dragi crocodilii. În plus, vina este numai a ta, tradițiile tale îmi stau în gât. Tot, cum îndrăznești să-mi vorbești cu așa ton? Nați-o bună, se vede că peruca asta îți poartă ghinion. Magufă-mi o favoare și pleacă. Nu mai spune, l-ai plăcut? Dar e alergic la pisici. Marele Consiliu s-a întrunit, generale. Jur pe toți zeii, de mult era timpul. Ne-au parvenit informații că cete mici de războinici hitiți fac incursiuni asupra ținuturilor noastre. Ei cu traiere ținuturile de nord și cele de sud, semănând pretutindeni teroare. Să trimitem neîntârziat un detașament de represalii și să-i căsăpim pe toți. Sângele lor nu va colora apele Nilului sub cerul nostru, nici sângele hitiților, nici al altui popor. Remheba Mice, ai atâtea virtuți, dar nu știi că viața oricărui om este sacră potrivit lui Aton. Stăpâne, împărăția este în pericol. Trebuie să punem capăt războaielor care pustiesc vistieria și duc la pierirea omenirii. Vom ajunge la un acord pașnic cu hitiții. Cum e posibil să ajungem la o înțelegere cu acești sălbatici? Să nu crezi că sunt orbi și neputincios. Dacă ei vor război, noi le vom propune pace. Le vom oferi hitiților această imagine divină. Faraonul nu realizează gravitatea situației, însă intențiile lui sunt nobile. Intențiile nobile distrug împărățiile. După plecarea lui Nefertiti, nu mai are cine cârmui Egiptul. Nefertiti de mult a părăsit orașul nostru. Numai ea putea să-l îndrume pe calea cea dreaptă.
Fii cu băgare de seamă, amice. Să dispun oare să fii escortat? Trebuie să îndeplinesc voința lui Akhenaton. Nu e nevoie de o știre pentru transmiterea unui mesaj de pace. Zboară, Gor, păzește-l. Încă nu e totul pierdut, generale. Cine ești? Cine te-a trimis? Numele meu e Sogot. Am fost trimis de Seneb, sacerdotul suprem al lui Amon-Pa. El dorește să se întâlnească cu tine, de asta depinde soarta Egiptului. Spune stăpânului tău că nu am de gând să-l trădez pe faraon. Nu uita, generale, intențiile nobile distrug împărățiile. Egipteni blestemați, de data asta planul nostru a ieșuat. Ăștia sunt mineri obișnuiți, doar ți-am spus, Barca. Aur, numai aur. Ei nu aveau aur, aceasta e alabastru. Cu atât mai mult, umple-ți sacii și bucură-te. Spune-mi, Barca, ce fel de puteri magice are faraonul? Se zice că numai el cunoaște taina piramidei, știe unde este trecerea spre o altă lume. Nimeni nu îndrăznește să se apropie de acest cavou. Pentru cei neinițiați, acolo este pregătită o capcană mortală. O capcană mortală? În stana asta de piatră? Bineînțeles, cu siguranță sunt povești de adormit copiii. Asta e tot? Se zice că el, supunându-se soarelui, e capabil să urce pe razele lui până la focul de pe cer. Până la focul de pe cer? Da, imaginează-ți. Nu mai spune, poate că e adevărat. Așa crezi? N-ai decât să faci has pe seama mea, dar în zadar îl subapreciez pe faraon. Ascultă ce spun Sananți. Meritaton, pot să-ți pun o întrebare? Măicuța mea, mai târziu, Akhesa, nu vezi că sunt ocupată? Uită-te! Maestrul Totmos sculptează chipul meu pentru ziua când o voi înlocui pe Nefertite pe tronul Egiptului. Dar Nefertiti încă e în viață. E plecată de foarte multă vreme. Egiptul trebuie să fie cârmuit de un cuplu regal. Așa e tradiția. Nu e o idee rea. Vrei să te măriți cu un tânăr prinț? Știu eu unul. Care tânăr prinț, Akhesa? Eu mă voi mărita cu tata, firește. Să vedem această capodoperă? Te descurci așa de bine, felicitări! Este identică cu originalul. Poate ar mai fi nevoie de un mic detaliu. Uite așa! Excelent! Cum ai îndrăznit! Zboară, scumpule! Zboară în Peba și transmite mesajul meu lui Seneb. Bună seara, Akhesa. Dar cum de ți-ai dat seama că sunt eu, tata? Nu sunt oare într-o chipare pământeană a lui Aton? La fel ca el, eu știu tot. E adevărat că tu te vei însura cu Meritaton? Ești prea mică ca să te implici în treburile statului, Akhesa. Care treburi? Dacă Egiptul trebuie să fie condus de un cuplu regesc, adu-o înapoi pe Nefertite. Din păcate, asta e cu neputință. Îmi pare foarte rău, crede-mă. De ce e cu neputință? Există multe lucruri pe lume pe care nu ești în stare să le înțelegi. S-a făcut târziu. E timpul să mergi la culcare. Iar eu voi sta de veche noaptea împreună cu Aton. Păi da, Aton. Iarăși Aton. Și tu ești geloasă pe Aton? La fel ca Nefertiti. Dar într-o bună zi vei înțelege. Firește, tu mereu ai dreptate. Nu pot discuta despre nimic cu tine. Din cauza ta a plecat mama. Iar eu am rămas singură în acest palat. Nu-mi rămâne decât să aștept cu smerenie ziua când voi fi măritată cu un prinț din provincie. Asta e datoria ta ca viitoare cremuitoare a Egiptului. Căsătoria cu propria fică de asemenea e datoria faraonului. Destul, încetează, Akhesa. Nu e destul. Nu mai suport.
Un sol a adus un mesaj de pace din partea faraonului. A venit singur? Da, e un tip scund, un soldat. Un soldat? Un mesaj de pace? Cu siguranță o fi o capcană. Focul ceresc! Negreșit, ai o misiune extrem de importantă dacă ai decis să pătrunzi în templul lui Aton. E puțin de zis importantă, faraonule. L-ai trimis pe unul dintre vitejii mei luptători la moarte. Întreaga mea viață am muncit și am luptat pentru slava Egiptului. Dacă azi mă vei împiedica să-l salvez pe acest ostaș, atunci prefer să mă ucizi cu mâna ta decât să văd cum sandalele chitiților bătătoresc gliile Egiptului. Sângele niciunui om nu va fi vărsat pe pământul Egiptului. Condu-mă la Seneb. Prințesa nu va mai dori să mă vadă și nu o să mai vorbească cu mine despre nuntă. Afurisită blană de pisică. Opriți-vă! Așa, dulăul de pază al maiesteții sale. Ce-o fi însemnând asta? Astea sunt regulile, tinere prinț. Mai bine zis, neregulile. Tipii încep să mă scoată din sărite. Fiteșcana aia crede că poate face tot ce-i trăsnește prin cap. Potolește-te tot. Este o verificare de rutină. Palanchinul vostru s-a desșurubat. Nu s-ar fi desșurubat nimic dacă prințesa voastră n-ar fi așa de dezordonată. Fie vorba între noi, ar trebui să fie băgată într-o cușcă. Fie, lasă-i să-i treacă. Stai, așteaptă! Ați ieșit la plimbare? Țineți-o pe prințesă! Vino încoace. Ai ajutat-o pe prințesa moștenitoare să fugă. Știi care e pedeapsa pentru asta? Ce? Hai, nu te mai preface, vei fi nevoit să ne dai o explicație în scris. Tot? Ce năzbâtie ai mai făcut? Nu am făcut nicio năzbâtie, Maia, jur! Oprește-te, muritor jalnic! Salvează-te tot! Mai repede, prinde-l! Mai iute! Mișcă-te! Tot? Vino înapoi, chiar acum! Afurisenia a fugit. Fie-vă milă, domnule, eu nu am nicio vină. Smintita aia m-a obligat. Bravo, ce mai viteaz. Chiar începuse să-mi pară rău că nu m-am măritat cu tine. Stai, lasă-ne zbâtiile. Să ne întoarcem în palat. Voi fi nevoit să scriu o acuzație. Mai bine zis, o explicație. Dacă rămân în palatul acesta, barem o singură noapte, voi muri tot. Ajută-mă. Numai tu poți să mă ajuți. Păi da, ca să fiu considerat complice la evadare. Tot, gândește-te și tu. Este o ocazie minunată să scap de tutela Maiei. Voi de mine, respectă regulile de etichetă, tot, tradițiile, tot. Cum îndrăznești să-mi vorbești cu așa ton? Și unde ai decis să fugi? Pe insula Elefantina. Elefantina? Insula asta e la capătul lumii. Vreau să o găsesc pe mama. Ce? Așadar, vrei să te însoțesc ca să ajungi la mama ta? Măi, să fie, ai decis să fugi la mama ta? Fie, te voi însoți, dar numai până la Febe. Ne-am înțeles, până la Febe. Nu pot să te iau cu mine, bastat. Barem o veste bună. În
îmi pare rău. Nu poți veni cu mine. Du-te acasă. Hai, du-te. Tom, ce mai e și asta? Poftim hainele tale, dar sunt pline de fire de blană de pisică. Oh, niște pasageri clandestini? Vino încoace! Ce frumusețe! Dă-mi-o, altminteri? Altminteri ce? Ați crezut că veți ajunge la FB fără a plăti un ban? Hoțule! Mulțumiți-mi că nu v-am aruncat peste bord. Ba, eu te voi arunca în apă ca să te mănânce crocodilii. Apoi eu voi da poruncă să fii decapitat. Vei peri imediat. A fost răpită de Tutankhamon? Cercetați toate ambarcațiunile marine. Gorem Heb să dea de urma lor. El plutește spre Febe, excelent. De acolo vom ajunge foarte repede pe insula Elefantină. Stai, așteaptă puțin. Am convenit că te voi însoți până la Febe. Eu cobor când ajungem la Febe. Cum binevoiești, dar nu uita că ești căutat pentru răpirea fiicei faraonului. Gardienii tatălui meu te vor aștepta cu mare nerăbdare la Febe. Nu cumva trebuie să și vă hrănesc? Sunt merindele mele, am muncit pentru ele, iar voi trebuie să lucrați pentru a căpăta hrană. Hai, dacă vei trage mai tare, mâine vom fi în Febe. Hai, dă-i, dă-i. Hai cu forță. Un început bun, ce mai? Numai bombănii atâta. Mai bine admira frumusețea peisajelor. Uitați-vă, Febe! Dar încă n-am ajuns la destinație. Veniți înapoi! Asta e periculos! Mă iute! Ce este? Ei, dacă veți căuta de lucru în timpul secetei, Gyulmekiz vă stă la dispoziție. Da, da, așteaptă mult și bine. Cum ați spus, o fetișcană smolită însoțită de un puști? Aia surzit? Este prințesa Achesa, fiica faraonului. Băiatul acesta a răpit-o. E fiica faraonului? Ce mai e și asta? Nu vrea deloc să înțeleagă. Mai să fie. Ce istorie. Cunoști bine orașul? Îți arde de glume? M-am născut aici. Unde putem să ne adăpostim în timpul nopții? În Karnak, în templul lui Ramon Ra. În templul zeului afurisit? Da, e locul cel mai liniștit.
Acesta e Sobek, zeul apei și al fertilității. Nu te mai temi de crocodil? Tot. Mi-e frică. Te înțeleg, e din cauza zeilor, interziși de tatăl tău. Se zice că ies noaptea și le mușcă de picioare pe prințese. Trezește-te! E cineva aici! Trezește-te, îți spun! Ce este? Sacerdoții lui Amon! Tata îi urăște. Amon-Ra nu va accepta dominarea unui singur zeu. Amon-Ra este adevăratul zeu. Reprezintă singura forță vitală a Egiptului. Ce? Generalul Horemheb? Ce face el aici? Destul cât am suportat umilințele lui Akhenaton. Trebuie să reînviem tradițiile sacre ale lui Amon-Ra. Fete trebuie să devină adevărata capitală a împărăției. Trebuie să-l detronăm pe afurisitul de faraon. Nu intenționăm să dăm o lovitură de stat. Vrem doar să-l învățăm minte pe faraon, să-l obligăm să ia decizii. Dar ce se va întâmpla cu regatul când va fi cucerit de hiiți, fiul lui Gor? Ai arma în mâini, tu ești unica speranță a Egiptului. Uite de Akhenaton. Sufletul lui s-a bătut de pe calea cea dreaptă, iar inima a ars în vâlvătaia discului de foc. Gândește-te bine, Meritaton va urca pe tronul lui, va fi mai simplu să o influențăm pe ea. Curând îi vom găsi un soț care va cărmui regatul împreună cu dânsa. De ce nu ai fi tu acela? Ai putea deveni faraon. Dacă ești de acord, prosternează-te în fața lui. Amon-Ra. Iartă-mă, faraonule, trebuie să salvez Egiptul cu prețul fidelității mele. Trădătorul, tata, îl va pedepsi cum? Ți-ai pierdut mințele, smintit-o! Acheza! Sunt iscoade, găbjiții! Tot! Dacă unul dintre cei doi face destăinuiri, suntem niște oameni morți. Prindeți-i pe acei copii și aduceți-i la mine. Viori morți. Vii!
te-a apucat? Privește, un scarabeu trece prin fața noastră. Și ce dacă? Scarabeul este un gândac sacru, Achesa. E semn rău, suntem afurisiți. Mai e și superstițios. Mai iute, urmează-mă. Blestemat să fie Akhenaton. Toți complotează împotriva tatălui meu. Chiar și generalul Horemheb l-a trădat. Iar el este comandantul armatei. Tatăl tău e în pericol. Am fost așa de egoistă. Mă văietam că sunt singură atunci când toți l-au părăsit pe tatăl meu. Trebuie să te întorci și să-l avertizezi despre complot. Să mă întorc când o armată întreagă ne calcă pe urme? E la fel cum ai seri în gura unui crocodil. Înseamnă că mai rămâne o singură opțiune. Să ne ducem în fuga mare la mama ta, nu-i așa? Ai dreptate. Numai Nefertiti poate să-l ajute pe tatăl meu. Și ce mai așteptăm? Iute. Uitați-vă ce bagatele frumoase, copii. Amuleta lui Marquez, zeul vitejiei și eroismului în luptă. Bătrâne, nu ți-a spus nimeni că faraonul a interzis? Da, firește. Aton este singurul zeu. Și în numele acestui Aton, străjerii faraonului ne deposedează de zeii noștri cotidieni, distrug obiectele noastre și îi bagă în pușcărie pe necredincioși. Pe cine deranjează amuleta asta mică? Hai, lăsați, o singură monedă de aur. Să te recompenseze, Aton, pentru generozitatea ta. Toate cunoștințele ce mi-au fost predate reprezintă niște minciuni. Poporul Egiptului face haz pe seama lui Aton. Tata își face iluzii. Oamenii de prin părțile locului totdeauna se vor închina leului, scorpionului și berbecului. Achesa, bătrânul ăsta e chiar și atunci când e chercheliț, spune adevărul. Se vede că oastea a încercuit orașul. Ba nu. Cu siguranță porțile spre deșert nu sunt blocate. Bineînțeles, cine va porni în pustiu? Noi. Noi? Vrei să spui eu și cu tine? Da, noi. Nu putem să ne îndreptăm spre vale. Singura cale spre mama mea duce prin deșert. Așa. Oricine poate să-și dea seama că niciodată nu ai părăsit palatul. Aceasta e deșertul Marelui Sud. Zăpușeala acolo e mortală. Nimeni nu a ieșit viu din acest pustiu. Nu, 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 nu. Asta e o nebunie. Ascultă-mă. Prea bine, mă descurc fără tine. La urma urmei, lașitatea e scuzabilă pentru un mic prinț din provincie. Și tu ce faci? Îți ascunzi capul de struț în nisip? Căci tot ce faci este absolut irațional. Te comporți nesăbuit la fel ca toți egiptenii, ca și tatăl tău. Nu mai avem despre ce vorbi. Nu mai vreau să te văd. Procedează cum vrei. În deșert cu siguranță nu vei întâlni pe nimeni. Drum bun. Îți urez baftă. Micul prinț din provincie își i-a rămas bun de la tine. Cap de struț. Cap de struț. Eu am cap de struț. Da! Iată-o, înșfăcați-o! Deșertul va avea grijă de ea. Permi
permiteți-mi să mă prezint, prințul, cum e fi zicând, moștenitorul pământurilor Malfigat. A, nu, 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 nu e vina mea, jur, ea m-a obligat. Ești un laș, iată cine ești. Asta îți declară capul de struț. Scarabeu sacru, suntem afurisiți, e îngrozitor, vom muri. Măiculiță, mi-e frică, scarabeu odios, pleacă de aici. Urăciosule, aoleu, l-ai speriat pe micul prinț? Nu-ți uita cuvântul, generale. Trebuie să scăpăm cât mai degrabă de Akhenaton. Ne vei oferi susținere la Marele Consiliu. Mai repede, apucă-te! Slavă ție, Atone, e vie. Mulțumesc, Tut. Iartă-mă, trebuia să-ți dau ascultare. Întoarce-te cu spatele, fii atât de bună. Scuză-mă. Nu, nu, eu sunt vinovat, sunt un nătâng, îmi pare rău. Eu sunt cap de struț. Ba nu, e vina mea, căci struții întotdeauna își ascund capul în nisip. Jur pe Aton, e așa de frig. Crezi că faraonul poate îmblânzi focul ceresc? Stai liniștit, dacă faraonul putea îmblânzi focul ceresc, noi am fi devenit deja cenușe. Unica forță a faraonilor rezide în aur. Ce este? Nimic. E timpul să plecăm. Părinte Ceresc, vorbește. Marele Consiliu a votat pentru abdicarea ta. Îmi pare rău, dar nu pot neglija voința Consiliului. Și tu, prietene, îmi dorești moartea. Nu am de ales, de asta depinde soarta Egiptului. Eu reprezint Egiptul. Numai Aton mă poate detrona. Zeul tău Aton va duce pe toți la pieire. Hai! Hai, Tut! Aproape am ajuns la destinație! Acheza! Fie!
Voi bea această cupă și mă voi retrage în piramide la strămoșii mei. Fiica mea Meritaton va moșteni tronul meu și îl va alege dintre bărbații Egiptului pe cel mai vrednic care va conduce țara împreună cu ea. Sunt dor de tine. Sunt așa de fericită că te-am găsit. Eu la fel, Achesa. Dar tu, prietenul tău, e teafăr și nevătămat. Mulțumește lui Aton că te-a găsit și te-a dus încoace. Să sorb din pocalul înfrumusețat ca o floare de lotus înseamnă să captezi energia soarelui care răsare. Mama, întoarce-te împreună cu mine în oraș. Mama? Ochii tăi, ce ai pățit? Am orbit, Achesa. Probabil, în întreg Egiptul nu a fost o iubire mai mare ca cea dintre mine și tatăl tău. Însă peste un timp, în sufletul tatălui tău, a intrat Aton. Zeul a început să ocupe un loc așa de important în viața lui, încât m-am simțit nedreptățită. Akhenaton nu voia să audă nimic. Conflictele repetate ne-au îndepărtat unul de altul. Încetul cu încetul, Aton m-a scos din inima lui. Nu puteam să mă resemnez. Am început să-l urăsc pe Aton și să mă rog să vină noaptea veșnică. Aton mi-a auzit rugăciunile și mi-a luat văzul. Deznădejdea mea era profundă, așa că am ales să mă autoexilez pe insula Elefantina, unde în sfârșit mi-am aflat liniștea. Nu plânge. Zeița Bastet mi-a dat ochii săi. Acum mi-am recăpătat vederea. Grație ei te pot supraveghea. Totdeauna am fost și voi fi alături de tine. Je suis et je serai toujours à tes côtés.
Soarele a apus. Nu mai ai nume, nu mai ai nimic. Soarele a apus. Nu mai ai nume, nu mai ai nimic. Hitiții sunt lângă porțile noastre. Sacerdoții lui Amon au intrat în cărdășie cu trădătorul de Horemheb și sunt gata să acapareze puterea. Eu știu totul, Achesa. Și de ce nu te implici? Doar ești Nefertiti, împărăteasa Egiptului. În regatul unde soarele domnește nelimitat, cine îi va da ascultare împărătesei ce trăiește în beznă? Keops, Hefren, Nikerinos, Sesostris, părinții vechiului Egipt, eu vin la voi. Acum tu ești împărăteasa. De azi înainte, tu ești responsabilă de soarta Egiptului. Păzește-te de sacerdoții lui Amon. Dar nu sunt pregătite pentru asta. Nu ești singura, Achesa. Ține minte că eu întotdeauna sunt alături de tine. Hitiții au încercuit palatul. Trebuie să fugiți, mai iute! Trezește-te! Cine ești? Ce s-a întâmplat? Hitiții ne atacă! Mai repede! Fugi! Cum rămâne cu Achesa? Nu-ți face griji de dânsa. E în siguranță. Deja nu mai regret că am sosit pe Elefantina. Dă-mi drumul, sălbaticule! Vrăjitoarea asta susține că e fiica faraonului. Așa, adu-o încoace. Să vedem ce ne-a adus. Pentru noi are o valoare ca cea a aurului. Oasta e pregătită, regina mea. Ostașii așteaptă poruncile tale. Mai întâi Achesa, apoi tatăl ei. Iar acum, Meritaton. E clar ca bună ziua că zeii s-au înverșunat împotriva acestei familii nefericite. Asasinule! Îmi pare rău de tine, generale. Acum nu vei mai putea să te însori și să devii faraon.
Puterea trece în mâinile sacerdoților lui Amon. Ești mult prea naiv, ori poate prea vanitos. Nu mai avem nevoie de tine, generale. Dar vreau să te consolez. Vei căpăta dreptul să fii înmormântat în cavoul regesc. Iartă-mă, Akhenaton. Fiica faraonului, când voi anunța Marele Consiliu că ești captiva mea? Ce? Marele sacerdotul lui Amun-Ra? Ai făcut cărdășie cu Seneb? În sfârșit ți-ai dat seama. Dar nu-ți fie frică. Tot ce mă interesează este aurul. Eu nu pot să-ți ofer nici chiar o mică escortă. Mă voi descurca cumva. Leul divin m-a înzestrat cu vitejie. O voi salva pe fiica ta, maiestate. Aton să te protejeze. Ascultă-mă, spui că Seneb ți-a făgăduit Hanaanul. Eu îți voi ceda întreg sudul țării, întreaga Nubia cu minele ei de aur. Într-o bună zi, voi urca la tron. Dacă vrei, vom crâmui împreună ambele împărății, Hatei și Egiptul. Mica prințesă e gata să facă multe sacrificii pentru a-și salva țara. Asta e minunată, jur pe Narum. Te laud pentru aceasta, puștoico. Un mesaj de la Marele Sacerdot. Dacă ești cu adevărat cea care pretinzi a fi, povestește-mi despre călătoria ta în regatul morților. Despre ce vorbești? Poftim, citește. Așa cum am planificat, Akhenaton și ambele lui fiice sunt moarte. Deoarece nu există un moștenitor, noi, Seneb, marele sacerdot al lui Amon-Ra, am fost desemnați noul faraon de Marele Consiliu. Horemheb a fost neutralizat, iar noi acum vom căpăta aurul. Barca, închide bestia asta în cușca lui Bubas. Care va fi răspunsul la acest mesaj? E prea târziu. Gustos porumbel. Tut? Tut? Tut! Ești viu! Nu face gălăgie frumoasa mea. Mai încet. Mai să fie. Știi să vorbești cu pisicile? Da, tu nu? Da, firește. Mai încape vorbă. Atent. Trebuie să ne întoarcem neîntârziat în orașul soarelui. Parcă visai să pleci de acolo. Umbli de acolo până dincolo. Nici tu nu știi ce-ți dorești. Nu glumesc, tot. Tatăl și sora mea au fost uciși cu bestialitate. Cine i-a omorât? Hitiții? Nu, sacerdoții lui Amon. Hitiții nici n-au de gând să năvălească în Egipt. Sananz și părtașii lui au fost angajați și plătiți cu aur de Seneb, care visează să devină faraon. Nu mai putem pierde nicio clipă. Hai, scumpete. Miau? Nați-o bună. Dar tu? Destinul tău e mai important decât al meu. Veniți la mine, sălbatici neghiobi! Sunt zeul Mares, leul cu oic de foc, luptătorul împotriva forțelor răului, zeul Ostaș, regele învingător. Răzbunarea mea va fi cruntă. Veți muri în chinuri, gloată nepieptănată și nespălată. Aoleu, opriți-vă! Dați-mi drumul!
Nu mă trageți de urechi! Netrebnicul ăsta a eliberat-o pe fetișcană. Cine ești, nevrednicule? Sunt prințul Tutanhamon, Belari, Ahmed Shun. O vei încasa pentru că ai eliberat-o pe viitoarea regină. Cineva ne-a promis mari bogății în schimbul ei. Recompensa pentru mine va fi la fel de mare. Sunt viitorul soț al reginei Achesa. Tu ți-a făgăduit că se va mărita cu tine? Ce înseamnă asta? Prințe Tut, mă tem că nu ești primul în lista ei. Nu sunt primul? De ce? Există alt pretendent? Da, Sanans. Îți stau la dispoziție. Dar îți voi ceda întâietatea pentru o recompensă solidă. În aur, firește. Duceți-l. Mai iute, grăbiți-vă. E timpul să mergem la ursita mea. Du-te! Gulmekis! Eu sunt Achesa! Aoleu, nu, nu, nu! El nu este aici! Nu este el, nu! Nu vreau să am de furcă cu străjerii! Ai căutat-o cu lumânarea! Vai de mine! Fetița mea, jur pe tu, am ucis-o pe fiica faraonului. Ai fost anunțat că sunt moartă? Cu atât mai bine. În numele sângelui faraonilor care curge prin venele mele, îți iau ambarcațiunea maritimă. Pornim spre orașul soarelui. Mai repede! Da, da, bineînțeles. Totuși, cum să zic, de fapt trebuie să livrez stofele vărului meu. Gulmekis. El își mărită fiica în Febe. De grabă. Gulmekis. Am zis să te grăbești. Pe râul acesta plutesc 7000 de nave maritime. Chiar trebuia să dai năvală pe ambarcațiunea mea? Și tânărul acela care te însoțea? Recompensa pentru Sanans e gata. Puteți pleca. E timpul să ne pregătim pentru o încoronare, stăpâne. Tu cum ai ajuns aici, bătrâne? Nu va fi nicio încoronare. Eu sunt părintele divin, unica persoană care poate să te declare faraon. Însă refuz să fac asta. Vântul bate din altă direcție, părinte divin. Amon-Ra iarăși este zeul suprem în Febe și în Egipt. Și pentru a-l proslăvi, nu am nevoie de tine. Nu fi neghiu, Barca. Ia partea care ți se cuvine. Restul îl vei împărți între ceilalți ortaci. Să cer doți afurisiți. Îmi vor plăti pentru tot. Da, bun mesaj. Ia aminte, puștule. Nu-mi place voioșia ta. Data viitoare, tu să fii mai precaut. Prințesa Achesa niciodată nu ar săvârși o astfel de neghiobie. Le
Aton, fostul zeu unic, a negurat sufletul faraonului și l-a trimis la străbun, poziționându-se în afara legii, pângărind vechile noastre credințe. El a lăsat Egiptul fără cârmuitor și l-a lipsit de protecție, luând în considerație plecarea în neființă a scumpelor fiice ale faraonului și ținând cont de dorința lui Akhenaton, exprimată de el înainte de moarte, te proclamăm pe tine, Seneb, primul proroc al lui Amon-Ra, faraon și zeu pe pământ. Ce mai aștepți? Încoronează-mă! Această coroană îmi aparține mie, Kesa, moștenitoarea legitimă a lui Akhenaton. Sacerdoți, închideți-i gura acestei smintite! Piramida, locul sacru. Accesul este interzis pentru cei neinițiați. Numai faraonul poate intra aici. Hai, fii rezonabilă. Dă-mi coroana, fetițo. Coroana mea. Nu-ți fie frică, puștoaico. Nu-ți voi face niciun rău. Hai, vină încoace, copilița. Unde te ascunzi? Nu te teme, fata mea. Toți strămușii noștri te protejează. Tata? Mâinile mele încă nu te pot îmbrățișa, dar simt atâta încântare în inimă când te văd. Akhesa, nu mai ești singură. Încă poți salva Egiptul. Tronul de lumină, coroana. Coroana
Coroana străbunilor este a mea. Adio, prințesa mea. Acum poți să o pui pe cap. Este corect ca această coroană să-ți revină ție. Achesa, ai revenit de pe tărâmul strămoșilor. Ai devenit noua noastră împărăteasă, regine a soarelui. Deci, prințesă, îi inviți pe Mirite la petrecere? Stai pe loc. Nu. Nu-i face rău. Ce îmi ofer pentru capul tânărului tău prieten? Vei căpăta comorile sacerdoților, plus o contribuție personală a mea. Ei! Ei, mai încet! Ai grijă! Vrei să mă sugrumi? Bine, ai timp până la apusul soarelui să-mi aduci aurul. Altminte, amicul tău va pleca la străbunii săi. Deschide cufărul, tinere. Nu te tem de șerpi, nu-i așa? Vezi? Nu aveam nicio îndoială, ți-am spus eu, dar tu nu-mi dădeai crezare. Ea mă iubește așa de tare. Hai, du-te, piticule, aleargă după dânsa. Stai! De ce te-ai mocoșit atâta? Am crezut că nu mai scap cu viața. Amicul tău e un adevărat barbar. Habar nu are de bunele maniere. Amicul meu? Da, mai vorbim despre asta. La o parte, faceți drum. Dați-mi voie să trec. Prințesa! Oh, Tut! Slavă lui Achesa și lui Tut! Știți ce o să vă spun? Dacă noi eram eu, puștii ăștia ar fi fost înfulecați de crocodili. Prințesa Achesa se va mărita cu tânărul Tut, care va deveni faraon și se va numi Tutanhamon. Ați vizionat filmul în desen animat Prințesa Soarelui. Traducerea Angela Hanganu, regia sonorizării Svetlana Cuzmina, regia audio Zenaida Bondar, asistența tehnică Angela Casian, lectura Alina Lunguțurcanu și Ion Mandăș. Charbon ardent avec lui, faire trois fois le tour du monde, voir que la terre est bien ronde et se nourrir de l'eau de pluie. Qui peut lire en moi de quoi je rêve, tout éveillé, je prie vers le ciel qu'un jour il vienne me libérer, me sentir vraiment aimé. Côté, mais loin de...
voir ma loi, mon vrai soleil. Je serai pour lui la reine de ses jours et de ses nuits. Il sera mon protégé pour toujours à mes côtés, mais loin de ma prison.